spuneți-ne, vă rog, cum vă simțiți la 67 de ani? Așa. Ca o fată mare. Consum. Ca o fată mare. Vă supăr. Te ștergi, te ștergi pe soț, care așa soț. Eu ne-am ales-o, nu? Eu am plătit o rublă înainte să plătești. Am plătit cât să plătești. În această seară suntem la Cahul încărcați cu o groază de bună dispoziție, multe cadouri și felicitări de bine, toate, toate pentru doamna Ioana. De ce? Pentru că astăzi sărbătorește aniversarea 67 de ani. La mulți ani! Fiecare om din lume are suflet cât un nor. Pe mine mă arde dorul care-l port bunicilor. Amor crescut de micuță și de mână mor purtat, să fac primii pași în viață acolo. Bună seara! Ne permiteți, vă rog, să intrăm? Poftim, poftim! Poftim, mulțumim frumos! Bună seara, bună seara! Bună seara! Nu știm dacă ați așteptat oaspeți sau nu la această oră, dar noi totuși am venit. Suntem nepoftiți, dar totuși oaspeți ajunși la dumneavoastră. Pentru a vă face un pic mai fericiți și pentru a vă face această seară mai frumoasă. Pentru început am vrea să știm cine este doamna Ioana. Eu. Dumneavoastră în persoană. Da. Alăturați-vă un pic pentru că v-am pregătit ceva plăcut. Da? Cu siguranță o să vă placă, da. Doamna Ioana, cum se face că timpul a trecut extraordinar de repede și dumneavoastră ați ajuns astăzi la nici mai mult, nici mai puțin de 47. Da, undeva așa. 47, spune trupul, dar buletinul totuși nu mincinește și spune că astăzi împliniți 67 de ani. Da. Spuneți-ne, vă rog, cum vă simțiți la 67 de ani? Așa. Ca o fată mare. Ca o fată mare. Vă supără ceva? Sunteți satisfăcută, mulțumită? Așa, mergi cu întâia. Șchiopătel. Eu vă îndemn să lăsați toate supărările la o parte și să profitați din plin, să savurați această zi, pentru că au mai rămas câteva ore. Da. Știu că ați petrecut mai devreme, ați ciocnit câte un pahar de șampanie cu oamenii dragi, ați servit bucate alese, ați dansat pentru că sunteți moldoveni, dar au mai rămas câteva ore, așa că noi am venit să vă facem măcar aceste minute mai frumoase. Să știți că în spatele acestui dar, în spatele acestui gest, se ascund persoane care vă iubesc extraordinar de mult și care, din păcate, astăzi nu vă pot fi alături. Dar sper că prin intermediul nostru o să le simțiți câtuși de puțin prezența. Noi încă nu vă spunem din partea cui vine surpriza, dar până dumneavoastră vă gândiți la câteva variante de răspuns, noi o să trecem la cadouri și anume la un buchet încântător de flori, crizanteme, colorate, toate pentru dumneavoastră. Poftim! Este presărat cu dragoste, respect și afecțiune de cineva din depărtare. Aici ascunde și un mesaj de felicitare pe care o să-l citim un pic mai târziu. Noi vă dorim ca frumusețea dumneavoastră să rămână intactă de-a lungul anilor și să-i bucurați pe cei din jur, să-i încântați cu pozitivismul pe care îl aveți, cu energia și cu zâmbetul. Ia zâmbiți. Arătați mai bine. Arătați mai bine, da. Nu știu de zâmbă cum iau. Iată că pentru dumneavoastră, chiar dacă ați permit astăzi, cred că o sumedenie de cadouri, printre care se numără și șampanie, cred că v-am mai adus una, de ce? Poftim. Poftim, cu mare drag. Trebuie și ești lângă mine, că nu te mănânc. Și ziua, mi-e ziua. Aici ziua dumneavoastră, odată și ziua soției, sărbătoriți dumneavoastră împreună cu dumneavoastră. Îmi dai dulce? Vă dau dulciurile, dar dulciurile vin și cu o urare de bine. Vă dorim ca viața dumneavoastră de astăzi înainte să fie măcar la fel de dulce ca și aceste ciocolate, bomboane. Poftim. E mai dulce viață. Da. Acest lucru nu are decât să ne bucure. Astăzi cineva va cânta la mulți ani, doamna Ioana. Eu cântă. Va cânta. Înseamnă că noi nu mai cântăm, dar trecem la următorul cadou, în spatele cărui se ascunde și răspunsul. Spuneți-ne, vă rog frumos, totuși, cine credeți că v-a pregătit această surpriză?
Felicia, Dimca. Felicia, Dimca. Soția lui Dimca. Soția. Soțul lui. Viorel, băietul, Miteu, Alex și cu Eric și, și Amina. Amina. Noi nu vă spunem încă dacă ați ghicit. Da, lăsăm răspunsul pentru final, el se ascunde în acea felicitare, dar acum, în semn de recunoaștere pentru toată munca depusă, pentru dăruire, nu vă uitați, pentru dăruire, dragoste și perseverență și pentru că ne ești mereu alături, se acordă titlul de cea mai minunată bunică din lume, doamnei Ivanciuc Ioana. Aplauze! Acest titlu vă aparține, îl meritați din toată bunic, inima. Străbunic. Poftim. Și străbunic. Da. Mai frumos. Da. Mulțumesc frumos. Și o să continuăm cu mesajul. Pentru că trebuie să aflați totuși din partea cui vine această surpriză. Ești cea mai tânără și energică bunică din lume. Iar noi suntem norocoși că suntem nepoțite. Îți dorim să-ți păstrezi puterea, sănătatea și să ne faci fericiți încă mulți, mulți ani. La rândul nostru, ne angajăm să-ți facem viața mai frumoasă, bucurându-te cu realizările noastre și lucruri care sunt pe plac. Te pupăm, bunica noastră, cu dor și drag, Dimca, adică Dumitru, Daniela, Viorel și Felicia. Mulțumesc frumos! Poftim! Să strănepoții. Principalii sunt strănepoții, se alătură la surpriză. Sunt mai dulci. Se ascund mulțișori în spate surprize și absolut toți vă iubesc și vă îmbrățișează așa din depărtare și vă sunt. Fână. Apă este de eu, dar nu mă clar la copoli. Două zile nu au fost. Da. Și acum ce vrei să speli față? Chiar dacă sunt lacrimi, sunt lacrimi de fericire. Vă uitați în cameră și... Și vă transmiteți. Scumpii noștri, de poți. Da, și străi de poți. Și mai fac de este, numai nu așa. Cum nu așa? Acum, eu cred că așa, dacă sunt emoții, sunt constructive. Da. Suntem oameni și dacă știați, reacția nu era să fie la fel. Așa că... Mai învățăm un text. Da. Ce să zic? Dar ați primit ceva indicii? Da sau nu? Nu. Foarte bine. Numai Stanislava că se închide o câine și se închide o câine. Mi spune mai drag, deci s-a mai închid. Păi era o mățindru. Și m-am șepuc și ne va deschide. Mulțumesc, nepoții, fiștere nepoții, schii sănătoși. Să vă mulțumesc frumos. Să crească mai departe și să crească și părinții. Vă mulțumim frumos pentru mesaj, pentru reacție. Și noi, de dânsii, și ei de noi, să stimați. Și să trec COVID-ul. Da, asta e principala dorință. Mulțumesc. Nu știm dacă ați mai avut parte de asemenea gesturi, surpriză, dar sperăm că v-am impresionat și v-am dorit o amintire cât uși de puțin plăcută. Da, vă mulțumesc frumos. Te-l ștergi pe soț, care așa soție. Eu n-am ales-o, nu? Eu am plătit-o o rublă înainte să plătea, nu știu cât să plătea. Ați avut grijă de mine și m-ați apărat de rele. Fericirea rezultă din faptele făcute cu suflet.